Salutare, salutare! Haideți cu noi în Munții Măcini pentru două zile, de ziua bujorului românesc de 15 mai. Vom face câteva trasee absolut minunate și ne vom conecta cu natura. Let's go! Munții Măcinului sunt cei mai vechi munți din România, de o importanță majoră datorită unui vast tezaur natural existent aici, geologic, botanic și zoologic. Parcul Național Munții Măcinului este o arie protejată de interes național situată în partea sud-estică a României, în podișul Dobrogei. Distanța până aici se parcurge în aproximativ 3 ore și jumătate, 4 ore, cu plecare din București sau proximitate. Noi am urmat traseul Snagov, Mizil, Buzău, Brăila, Măcin. Ne-am trezit dis de dimineață și am pornit la drum. Am făcut întreagăt și câteva fotografii în centrul orașului Brăila din mașină. La punctul de trecere cu Bacul am plătit taxa de 25,5 lei, o mașină plus 4 persoane, doar dus. Timpul de așteptare este scurt aici, sunt foarte multe firme care operează, deci nu este necesară o rezervare în avans. Traversarea se face la fiecare jumătate de oră pe timp de zi, în intervalul 6 dimineața, 10 seara, iar pe timp de noapte, fie este un program fix, fie sunt curse în regim special, în funcție de perioada anului și de firma care operează transportul. Călătoria cu Bacul este scurtă, durează aproximativ 10-15 minute. Imediat ce am pășit pe meleagurile dobrogene, am putut admira mai îndeaproape bătrânii munți. Ne-am mai oprit rapid pentru câteva fotografii și apoi am mers să ne cazăm. Cazarea am ales-o last minute, totul era plin, fiind 15 mai, sâmbătă, ziua bujorului, se pare că toți românii și-au planificat să îl sărbătorească exact la el acasă. Așadar, la un search pe Google, am aflat de preotul de la Biserica Sfinții Mihail și Gavril din centrul orașului Măcin, care oferă cazare turiștilor într-o construcție aflată exact în spatele bisericii. Nu necesită rezervare, iar costul pentru o noapte pe cameră de două persoane a fost de 100 de lei. Am preluat rapid camerele, ne-am schimbat, am luat micul dejun în curte, în spațiu special amenajat și am pornit către traseul Cozluc, despre care citisem că este traseul unde ai cele mai multe șanse să vezi bujorii. Traseul Cozluc începe după localitatea Greci, am luat ca punct de reper pensiunea Plai Dobrogean. După pensiune, am făcut dreapta pe drumul de pământ spre copacul lui Bezergheanu. Am parcat mașina după ce am trecut de copac, exact la marginea pădurii, acolo unde începe și traseul. Traseul este sub formă de circuit, este marcat cu bulină roșie și are o lungime de aproximativ 12 km. Distanța se parcurge cam în 4 ore. Nu uitați să vă luați și bani de la mașină cu voi, există și o taxă de intrare, 6 lei de persoană. Traseul începe cu o porțiune mai mult în spațiu deschis și după aproximativ o jumătate de oră se continuă prin pădure. Pe parcursul traseului se traversează mai multe ere geologice, peisajele sunt absolut deosebite, alternează masive de pădure cu poieni stepizate, iar flora și fauna sunt la înălțime.
După ce treceți de barieră și de panoul informativ, începe adevărata splendoare a naturii. Mai durat mult și ne-am întâlnit cu primul pâlc de bujori. Wow! Evident că a urmat o sesiune foto, video, am încercat să surprindem cele mai frumoase imagini cu aceste plante, așa de gingașe, o adevărată încântare vizuală, un peisaj cromatic absolut spectaculos. Bujorul sălbatic este protejat prin lege și, din ce am citit, se găsește doar în România și Turcia, ceea ce îl face cu atât mai special. Ziua Bujorului se sărbătorește în fiecare an, pe 15 mai, înflorește în jurul acestei date, în funcție de condițiile meteo, și stau înfloriți cam 10 zile pe an. Pe lângă bujori, întâlnim aici multe alte flori de diverse culori și de diverse forme care fac ca acest traseu să fie cu atât mai interesant și mai spectaculos. Suntem cercetași! Hai de mai cercetați un pic! După ce am admirat natura în profunzime și ne-am conectat cu totul cu ea, am ieșit din pădure pe ultima bucată de traseu, care este în câmp deschis. Așadar, nu uitați să vă luați cu voi o pălărie sau o șapcă, o cremă de protecție solară și apă suficientă cât să vă ajungă și pe ultima bucată de traseu. Traseul continua înainte, spre Pietrele Mariei. Noi la un moment dat am făcut dreapta din neatenție, dar oricum ne doream să ajungem cât mai repede la mașină. Și cam așa arată traseul efectiv făcut de noi. În 4 ore am făcut 12 km și ceva. Și pentru că era încă devreme, ne-am hotărât să facem în acea seară și traseul spre vârful Țuțuiatu, care pornește tot din localitatea Greci, din dreptul pensiunii Relax. Traseul oficial este marcat cu triunghi albastru și durează cam 4 ore, dar pentru că noi am pornit undeva la ora 5 seara, am scurtat traseul și am luat-o cumva mai pe drept. Vârful se vedea de jos, fiind marcat cu steagul țării.
după mult timp, după ce am început traseul, lângă o stâncă ne-a ieșit în cale prima broscuță testoasă. Fiind o zonă mai aridă aici, se pot întâlni numeroase broscuțe de diferite mărimi și culori. Continua traseul spre vârf și din ce urcai, peisajul și împrejurimile erau din ce în ce mai spectaculoase. Ultima bucată de traseu spre vârf este foarte abruptă, plină de pietre, așadar luați-vă cu voi niște bețe de trekking sau pur și simplu niște bețe de lemn pentru că sunt foarte utile. Și după aproximativ o oră și jumătate am ajuns și pe cel mai înalt vârf din munții Măcin, vârful Tuțuiatu, de 467 de metri. Merită tot efortul pentru o astfel de priveliște, nu-i așa? A doua misiune îndeplinită în această zi, am început să coborâm, am ajuns la mașină după 3 ore cu totul, am făcut aproximativ 11-12 km. Am ajuns la mașină în jurul orei 7:30. Să mergem să ne băgăm la somn? Nici vorbă! Am profitat de ultimele crâmpeie de lumină și am dat funguța în localitatea Turcoaia să vedem și lacul Iacob Deal, de care ne spusese preotul de la cazare. Lacul Iacob Deal este un lac antropic ce s-a format într-o veche carieră de granit exploatată în urmă cu zeci de ani. Dinamitarea uneia dintre galerii a făcut ca apa din pânza freatică să inunde locul și astfel s-a creat lacul. Am încheiat ziua cu un frumos apus de soare. Obosiți cei drept, dar foarte mulțumiți! A doua zi am pornit spre traseul culmea Pricopanului. Traseul începe de lângă orașul Măcin, ca punct de reper mănăstirea Izvorul Tămăduirii, se vede în stânga, în alb. În dreapta este cariera de piatră, avem aici și un indicator care marchează startul traseului. Noi am ales varianta de a face traseul prin dreapta, deci în partea opusă a mănăstirii. Fie se ocolește pe drumul de pământ sau, cum am făcut noi, se scurtează traseul prin iarbă. Și foarte bine am făcut, pentru că ne-am mai întâlnit aici și cu câteva broscuțe testoase.
Deși ne-am propus să facem traseul prin partea dreaptă și să coborâm pe lângă mănăstire, planurile s-au mai schimbat pe parcurs. Asta pentru că la un moment dat am ratat o potecă ce intra în pădure. Pe acest traseu întâlnim formațiuni geologice spectaculoase care s-au format în urmă cu aproximativ 255 de milioane de ani. Peisajul masivului Tricopan deține creasta cea mai spectaculoasă din area Parcului Național Munții Măcini, fiind caracterizat prin formațiuni uriașe granitice, stânci și panorame vaste asupra depresiunii Măcini, Dunării, depresiunii Luncavița și orașele Galați, Brăila și Reni. Întâlnim și aici numeroase specii de păsări, de insecte, de plante, de flori și de asemenea și bruscuțe testoase. O formațiune de piatră care seamănă cu un pumn cu degetul arătător ridicat. La locul de popas, traseul se continua cumva în toate părțile. Peste tot vedeam marcaj cu bandă albastră. Eram cam nedumeriți cei drept, nu știam exact pe unde ar trebui să continuăm traseul. După o pauză bine meritată, am ales totuși să urcăm din acest punct spre stânga, până la Sfinxul Dobrogean, o formațiune de piatră foarte interesantă, care seamănă izbitor cu un chip de om, de unde evident și denumirea. Undeva în partea stângă, unde se vede intersecția, este locul unde am lăsat mașinile. Am coborât înapoi pe potecă, spre stânga, în zona popasului și am urcat pe culmea opusă. Aici a început adevăratul și spectaculosul traseu. Am început cu o potecă printr-o pădure, parcă ruptă din povești. Pădure, pe o pajiște, de unde ai o vedere panoramică de 360 de grade asupra întregii regiuni. Direcția cum am făcut noi traseul, am ajuns prima dată la vârful Piatra Râioasă, apoi au urmat vârfurile Sulucul Mic și vârful Sulucul Mare.
vedere panoramică de pe vârful Sulucul Mare. În depărtare se vedeau și ceva nori furioși, așa că la întoarcere am grăbit pasul de teamă să nu ne prindă ploaia. Ultima bucată de traseu este tot printr-o pădurițe frumoasă, verde și vie. La acest indicator se merge înainte pentru a vedea monoliții, iar spre dreapta se continuă drumul de întoarcere către parcare. Am încheiat și acest traseu cu succes, am făcut 9 km în 4 ore și jumătate. Din fericire nu ne-a prins nici ploaia în această zi. Aceasta este imaginea cu care am încheiat weekendul în drumul nostru spre casă. Au fost două zile intense, nu-i așa? Dacă ți-a plăcut și dacă ți-au fost utile informațiile, nu uita să dai un like și un share. Îți mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Bye, bye!